Bună, sunt Alexandra și acesta este noul nostru loc de joacă. Ne-am mutat la mare. Asta pentru că vor urma 6 săptămâni în care ne vom antrena pe plajă, pentru plajă. Pentru astăzi avem un antrenament unde vom lucra toate grupele musculare și vom începe cu fandări, alternativ stâng-drept și cu ridicarea brațelor pentru biceps. Și 10 repetări pentru fiecare picior. Lucrează foarte bine fesierul și bicepsul. Ultimele 3, 2, 1. Continuăm cu sumo squats, depărtăm picioarele, orientăm vârfurile spre lateral și pulsăm de 20 de ori. Nu ne ridicăm complet, doar pulsăm 20 de pulsații scurte. Lucrează foarte bine și brațele, pentru că ținem greutățile în mână și de asemenea partea interioară a piciorului și fesierul. Pentru următorul exercițiu, Alexandra, ne vom pune pe spate un fel de pod pe umeri. Vom pune ganterele în poziția aceasta și vom face coborâri și urcări, 20 de repetări. Este un exercițiu foarte bun pentru fesier și picioare. Încă 3 repetări. Rămânem la saltea, nu ne ridicăm, doar că ne întoarcem cu sprijin pe brațe. Ok. Privirea înainte. Și vom duce genunchiul în față și apoi cu călcâiul vom lovi în sus. 20 de repetări pe fiecare picior. Ultimele 2 și schimbăm piciorul. Ultimele 4, 3, 2, 1. Pentru următorul exercițiu vom lucra abdomenul din picioare, oblici mai exact. 20 de repetări pe fiecare parte. Încă 2 repetări. Schimbăm partea. Ultimele repetări, Alexandra. 1, 2. Și ca să încheiem antrenamentul cum se cuvine, cu puțin cardio, vom face mers fandat până la apă cu ridicarea genunchiului. Haide! Atât pentru astăzi, acesta a fost primul antrenament din seria Beachbody și să nu uităm care este scopul nostru, de a avea cel mai tonifiat corp de pe plajă și pentru asta circuitul trebuie repetat de 3 ori. Să încercați antrenamentul și să ne spuneți cum vi s-a părut printr-un comentariu pe pagina noastră de Facebook.